Dragi prieteni ai istoriei, Biserica Ortodoxă, ca instituție, a avut, ca să spun așa, propriile sale aventuri în timpul Primului Război Mondial. De unele ne aducem aminte cu mândrie, iar altele sunt, cum vom vedea, mai controversate. Este motivul pentru care vă propun să vorbim astăzi despre unul dintre cei mai importanți capi ai bisericii de la noi. Unii îl consideră bănățean, deși el era născut în județul Harghita de astăzi. Dar oricum, el avea să devină primul patriarh al României. Iar numele său este Miron Cristea. Vreme de sute de ani de-a lungul Evului Mediu, biserica și religia au fost atribute esențiale ale identității. A fi român însemna a fi creștin. Dar în cursul secolului al XIX-lea, sentimentul religios a fost depășit de sentimentul național. Și așa se face că primul război mondial a fost, printre altele, și războiul în care creștinii s-au luptat între ei în numele națiunilor. Desigur, fiecare rugându-se aceluiași Dumnezeu. Miron Cristea, pe numele său de botez Ilie Cristea, s-a născut în iulie 1869, într-o familie de români din Toplița, în județul Harghita de astăzi, care atunci făcea parte din Imperiul Austro-Ungar. S-a dovedit a fi foarte studios și a trecut prin școlile din Bistrița, apoi Năsăud, apoi Liceul Teologic din Sibiu. Plecat cu o bursă la Universitatea din Budapesta, el și-a luat aici, în 1895, titlul de doctor în filologie. Tot ca student la Budapesta, Ilie Cristea s-a implicat în mișcarea națională a românilor din Imperiu și a publicat frecvent în ziarele de limbă română. În 1902, el a fost hirotonisit ca monah, sub numele de Miron, la o mănăstire ortodoxă de lângă Arad. Prin activitatea lui neobosită, în anul 1909, a ajuns episcop al Caransebeșului. Atunci, Caransebeșul, ca întreg Banatul, făcea parte tot din Imperiul Austro-Ungar. Și aici intervine prima mare controversă din cariera episcopală a lui Miron Cristea. Pe de o parte, e clar că el a apărat școlile ortodoxe românești din Banat în fața guvernului austro-ungar. Pe de altă parte, Miron Cristea, alături de mitropolitul Vasile Mangra din Sibiu sau de alții, s-au numărat printre acei capi ai bisericii ortodoxe care au condamnat intrarea armatei române în război în vara anului 1916. Ei cerau românilor din Imperiul Austro-Ungar să rămână credincioși împăratului de la Viena. Dar foarte repede Miron Cristea și-a schimbat convingerile, astfel încât la 1 decembrie 1918 el a fost unul dintre participanții de seamă la Marea Adunare de la Alba Iulia, care cerea unirea cu țara a teritoriilor locuite de români din fostul Imperiu Cezaro-Crăiesc. El a fost unul dintre delegații transilvăneni care au adus actul unirii la București. În 1919, Miron Cristea a devenit membru al Academiei Române și mitropolit primat al României Mari. Paradoxal pentru un om care în anul 1916 nu privise cu ochi buni atacul armatei române asupra Transilvaniei, Miron Cristea va fi, după anul 1919, cel care va uniformiza activitatea Bisericii Ortodoxe pe tot cuprinsul României Mari. În februarie 1925, atunci când Biserica Ortodoxă s-a ridicat la rangul de patriarhie, Miron Cristea avea să fie ales cel dintâi patriarh al României. În perioada interbelică, patriarhul Miron Cristea a rămas la fel de neobosit, iar în vremuri de criză el a acceptat și un rol politic. În februarie 1938, regele Carol al II-lea l-a numit pe Miron Cristea în funcția de prim-ministru, sperând că astfel va pacifica societatea. Dar mandatul său a durat doar un an, pentru că în martie 1939, patriarhul a murit în Franța, acolo unde urma un tratament medical. Oamenii Bisericii Ortodoxe îl privesc cu evlavie pe Miron Cristea, pentru că el a fost primul nostru patriarh și unul dintre cei mai harnici dintre toți. În schimb, unii istorici îl critică pentru poziția sa din anul 1916 și pentru unele dintre acțiunile de mai târziu,
considerate ca fiind antisemite. Morala poveștii noastre este una care vă sună cunoscut. În general, e bine să facem ceea ce spun oamenii bisericii și nu ceea ce fac ei, câtă vreme și ei, ca toți oamenii, pot greși. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.